locuitori din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, au construit o răscruce chiar la intrarea în sat. Crucele va purta noroc și va păzi de cele rele, cred oamenii. Recent, locuitorii au sfințit simbolul credinței. Sătenii de mult își doreau să înalță o răscruce la intrarea în sat. Vârstnicii insistau că acel sector de șosea este foarte periculos. Din cauza drumului șerpuitor pe o pantă mare, accidentele în zona respectivă nu sunt o raritate. La noi în sat așa lucru nu s-a făcut. S-au găsit oameni foarte buni și stăruitori și au făcut un lucru pe vieți. Răstignire, adică ne dă dovadă că există oameni buni la suflet care, creând această răstignire, s-au gândit la toți creștinii. Este o receptivitate a locuitorilor de a promova valorile creștine, de a promova credința, pentru că numai având o credință, numai având o credere în Dumnezeu, vom avea un viitor prosper. Mergând pe lângă răstignire, ne aducem aminte de patimile Mântuitorului, răstignirea, cum a fost el răstignit pe Sfânta Cruce. Adică este semnul biruinței, semnul binelui. Ideea unei răstigniri a venit din partea doi locuitori ai satului. Aceștia și-au conjugat forțele și au construit crucea. Omul când se uită la așa o răstignire, capătă o încredere oricare în Domnul mai mult, o speranță. Credința în Dumnezeu, în primul rând, că unde e credință, acolo e înțelegere, acolo e smerenie, acolo e dragoste. Cred că astăzi la toți ne trebuie chestia asta. Și important este ceea ce rămâne în urma noastră. Din tot sufletul vreau să aduc mulțumiri și binecuvântări duhovnicești celor ce au muncit și au făcut această cruce, în primul rând domnul Ioan Clima și domnul Lilian Palehovici, și să le dorim ca pe viitor să mai săvârșească lucruri bune în numele Domnului, să facă ceea ce este dat creștinești pentru dânsi și pentru sufletul lor și pentru tot satul. Surse din administrația raionului au menționat că în ultimii ani, practic în fiecare a doua localitate a raionului, au fost ridicate răstigniri la intrare.